Am avut dosare zilnic, aproape în acest an, uneori și două într-o zi, pe toate județele, pe toate localitățile, în special în Valea Jiului, cred că orașul Licanii Campion. Statul acordă despăgubiri pentru pagubele produse de animalele sălbatice, atât asupra culturilor agricole, cât și în rândul animalelor domestice. Suma despăgubirilor variază între 1000 de lei pentru o vacă sau 600 de lei pentru o oaie. Sunt atacuri atât la culturile agricole, dar în special la animalele domestice, la gospodăriile mai izolate. Și uneori se finalizează cu decesul animalului, dar oricum, dacă atacul a fost produs de către speciile protejate, respectiv urs, lup, râs mai puțin, atunci despăgubirile se plătesc de către Agenția de Protecție a Mediului, iar dacă pagubele au fost produse de către speciile comune, respectiv mistreț sau vulpe la găini, la pui, pagubele se plătesc de către garda forestieră. S-au plătit în termen de 45 de zile de la depunerea dosarului. Agenția de Mediu a făcut plățile către persoanele despăgubite. Unul s-a mai întârziat din cauza că persoanele de la țară nu au cont bancar și banii nu se pot da cash. În zona Uricani, avertizările RoAlert cu privire la prezența urșilor și a lupilor a devenit o obișnuință.